Primăverile se adună și în păr ne lasă brumă, dar petrecem ca pe timpuri, vesel și în suflet tineri. Da. Așa, înseamnă că încurcat adresa, da? L-am încurcat, înseamnă că de ceva în șase. Asta e surpriză, da? Da. Și în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru dumneavoastră. Acest lucru este de fost. Pentru dumneavoastră vă bucur această zi importantă, că și-a stabilit o vârstă foarte frumoasă. Așa, aici aveți o tortă pentru masa de sărbătoare, ca să înducească viața dumneavoastră. Și o masă de asta. Da, mulțumesc foarte mult. Dar mai avem de împărțit careva cadouri. Dar poate așteptăm soțul să vină. Sunt aici, noi de acum am început. Da. Așa. Tată, sunt tot la timp, vedeți cum? Așa. Mai avem pentru doamna Efrosinia, mama dumneavoastră, îți pare că, da? Da, mama soțului meu. Ah, ok. Și mama soțului meu, da? Așa, doamna Efrosinia. Bunica Prăsena. Ia întoarce. Bună ziua. Bună ziua! Doamna Efrosinia, bună ziua! Uitați-vă pentru dumneavoastră. Este acest buchet de flori. Așa, o puteți? Așa. Atent. Să fiți sănătoase. Așa. Ajută-o, Valoriu. Aici mai aveți o cutie de ciocolate ca să vă îndulcească viața dumneavoastră. Așa, sunt pentru dumneavoastră. Puteți să vă așezați, vă rog frumos. Să vă ajut, eu o țin. Așa. Așa. Și mai avem aici pentru doamna Galina. Cine e doamna Galina? Galina e la nu este. Așa, ok. Cred că dumneavoastră se transmiteți neapărat acest buchet de flori. Da, așa. Dar presupuneți la cine poate să vină aceste surprize? De la soțul meu, probabil. Așa, bine, cu ce vedem. Nu. Și mai avem pentru Nicoleta. Cine e Nicoleta? Nicoleta. Așa, Nicoleta. Vine pe la frumos mai aproape. Așa, acest buchet este pentru tine. Și mai avem pentru domnul Vladimir, Victor și Vlăduț. Cine? Așa. Pentru Vladimir. Cine e Vladimir? Vladimir. Soțul, da? Alăturați-vă. Așa. Ca să serviți în cinstea ziudii noștri, da? Pentru Victor. Victor, dumneavoastră sunteți, da? Sper că așa. Acest vin este pentru dumneavoastră. Așa. Și Vlăduț. Cine e Vlăduț? Deci, Vlăduț! Vlăduț, uite ce surțelic că iese printre tine. Așa, se duci cu el. Mulțumesc! Și, totuși, nu puteți să-mi spuneți la cine crezi că poate să vină aceste surprize frumoase, dacă v-a făcut la toată familia aceasta. Înseamnă că vă cunoașteți. Noi cineva, poate de psihotare, eu cred. De exemplu. La Cuscra. Soțul ne-a spus că o surpriză. El face o surpriză. Așa. Este din partea familiei, adică din partea prietenii familiei, doamna Tatiana. Tatiana cu jucare. Exact. Extraordinar. Da, care vă transmite un sincer la mulți ani, să fiți mereu cu zâmbitul pe buze și ca astfel de surprize din viața dumneavoastră să nu dispară până la adânci bătrânețe. Mulțumesc foarte, foarte mult. Am emoții foarte mari. Îi doresc și dumneavoastră, puteți să-i transmitiți? Da, îi transmit multă, multă sănătate, mersi mult de această surpriză. N-am știut până la ultimul moment. Las partizanii voi, v-ați ascuns. Oricum, dă Doamne să se mulțească, de unde s-a scăzut să se mulțească de mii de ori. Și o așteptăm cât mai curând, dar să vii la Moldova. Te iubim, Tatiana! Noi toți te iubim. Mulțumim din suflet, din partea noastră, foarte la tuturor. Un gest foarte frumos. Să o lume la mulți ani, sănătoși fără dușmani, un noroc să înceapă fiecare zi. Să o lume la mulți ani, să o lume la mulți bani, viața să ne aducă numai bucurii. Poate mâine iarăși ne vom întâlni și vom discuta-n petreceri.
cer, clipele ce-au fost și vor mai fi, iar acum să nu mai stăm în loc. Nu mai stăm în loc. Ridicați paharul, hai noroc.